Pentru locuitorii din Faleză Nord, găsirea unui loc de parcare poate fi o adevărată aventură. Problema devine și mai gravă în sezonul estival, când mii de turiști vin pe litoral ocupând puținele spații existente în această zonă. În sezonul estival, cum este cu locuitorii? E și mai greu aici. E și mai greu, că datorită la plăcuția ne-a nenorocit, paralizat proprietarea aici. Și plătim o grămadă de bani, 2 milioane. Parcările în zonă sunt insuficiente, iar vara, când e sezonul estival, ne ocupă locurile pe aici. Nu mai avem loc. Dacă, chiar dacă o lași rezervat aici, avem rezervare, uitați și pe asta, nu se respectă nimic. Și venim și nu avem unde să parcăm mașina. Iar pe partea altă, unde vine șoseaua pe acolo, așa, se blochează din cauza mașinilor, că vine aia și parchează acolo. Iar noi altă intrare aici nu avem altă intrare, pentru că s-a făcut sensuri unice pe aici. Primăria a găsit însă o soluție. În locul unor foste garaje a fost amenajată o parcare cu 28 de locuri. Este un proces continuu prin care parcări deja existente sunt reconfigurate pentru a câștiga mai multe locuri de parcare. Însă cu o floare nu se face primăvară, spun constanțenii. Ei speră să fie găsite soluții prin care toți vor avea unde să-și lase mașinile, mai ales că unii plătesc abonamente la primărie și cu toate acestea își găsesc locul ocupat. Construirea unor parcări etajate în zonele intens tranzitate în sezonul estival ar rezolva eterna problema a locurilor de parcare, cred oamenii. Analizăm un număr de 9 terenuri amplasate de-a lungul bulevardului Alexandru Lăpușneanu, 1 decembrie, 1 mai și șoseaua Mangaliei, pentru a realiza parcări multietajate, astfel încât locurile de parcare desfințate de pe carosabil pentru a crea benzi dedicate transportului în comun să se regăsească în afara carosabilului în aceste cartiere. Vorbim despre un număr de 1800 de locuri de parcare. În municipiul Constanța există aproximativ 18.500 de locuri de parcare. Numărul mașinilor înmatriculate cu numere de Constanța este însă de peste 100.000. Acestora li se adaugă autoturismele în leasing de firmă sau cele din alte localități. Vara, numărul mașinilor din oraș depășește 300.000, iar acestea sunt doar datele oficiale.